întâmpla. Asta pe câmp, opa. Mă, vezi ce fain o arată asta puțin, așa, și drumul, și tot. Mă, văd că s-au mai băgat pe aici și alții. Trebuie să mă uit la maneta de la semnalizator, că nu mi se decuplează când fac stânga. Nu se decuplez cu mâna, cred că e arculețul ăla baio ce intră sub. Dar ne uităm o țară și la baltă aici. Aici, normal, în stânga, în partea asta, era drum. Acum, cine o arată aici, nu știu, că văd că are plug mare. O arat și drumul, mă gândesc că e un idiot, știi? Că se vede urma. Dacă vă uitați, e mult mai în stânga urma. Să las un pic mașina mai ușor. Cu accelerația. Că nu vreau să mă scuture așa rău. În vedere că mașina nu e super mega confortabil. Ceea ce auziți acum e sunetul de la astea ce sunt pe aici. Zgârie mașinuța, bine, pentru asta am luat-o, mă, eram conștient că o să se zgârie la un moment dat. Mă bucur că nu mai văd pescari care pescuiesc alei acasă, pentru că toată treaba asta, terenul ăsta e a meu. Și văd că ori depozitat gunoaie pe el. Asta e România. O să plătesc pe cineva să mi le ia de aici, bineînțeles, să le ducă la un centru de gunoi, de recoltare, de cum le zice. Nu să le ia de aici, să le arunce la altul. Cum se întâmplă de multe ori în România. În general, văd că e uscată treaba pe aici. Văd că treaba e uscată, o să oprim. Așa, deschidem ușa, stângem farurile. Hai să mergem la baltă să vedem ce e pe aici. Mă gândeam că e o idee bună, bă, cu agricultura, știi, cu prestări servicii. Hai să vedem. Să vedem, să facem o probă. Să vedem dacă se potrivește, ca să... A, dar n-am cu ce să fac probă. Numai cu camera. Dar nu pot să bag în ăla... De la astea cu voltaj mai mare, că îmi strică încărcarea. Un fel de încărcare. E slab, se încarcă numai 200.000 de miliamperi. Nu, 200 de miliamperi. Ah, uitați, bateria e full la băiatul, 14.4. Astea sunt două baterii, în total au 17 amperi. 7, nu 17, 14. Au 7 cu 7. Mișcare interesantă nu se aude. Dar gunoaie este. Fără număr. Aici am vrut să-mi fac o cabană. Dar e prea curat ca să nu fie nimeni. Chiar nu o inime. O inime. Mă mir că e așa sus apa. De fapt, nu prea e de mirare că și nivelul Mureșului e mai mare. De obicei pe aici ar trebui să fie melci și alte vietăți, dar nu cred că sunt.
Adică am găsit odată un melc aici viu, mare, cu gen pentru acvariu, cam așa, cât o din asta de 50 de bani. Și dacă mai găsam unul, 2, 3, normal să ia vreo 4, 4, 6 bucăți, să prind și femele, ca să poată să depună ouă și să ai în continuare, să fie mai frumos ca ăștia, normal, așa micuți, aia comuni ce vin după plante și după asta. O trăi destul de mult. Ce mă nervează că la camera asta sunt cam gata bateria. Repede. Relativ repede și n-am luat, v-am zis, n-am găsit nici cablu de încărcare și n-am luat nici ce -mi trebuia. După cum bine știți, ăștia se văd că s-a aruncat, e așa iurea de cioditori, mucitori alea. Nu prea îmi place treaba asta. Asta e. Plasticuri. Plasticuri și gunoaie. În fine. Asta e. Aici își face o cabană și își reorganiza toată treaba, pe aici aș curăța bine, bine. Ia că te dai șoricei de câmp. Că-ți mai speria ție ca și mine. Încerc să-i filmez. Unul a ajuns în vizuină. Acum a fugit și ăsta altă. Hei, ce faci? Hei! Au fost doi șoricei de câmp. Se poate vedea că aici au vizuină, au gaură acolo. S-au băgat pe aici și asta, mă gândesc că erau gen căsuța pentru ei, așa cum punem la loc să stea acolo liniștiți. Aici și aici avem ceva tunel, poate vedea vinii în coci. Aici nu avem. Aș vrea să pot, să văd dacă pot să reorganizez toată treaba asta. Aici e ceva cuib. Tot de-a lor, cuiburi de șoareci. De șoricei. Și aici trebuie să fie, mă gândesc, bă, de iarbă băgată înăuntru. A, și de aia vreau să vă vorbesc despre asta cu agricultura, cu treaba asta, adică în sensul că trebuie să fac și prestări servicii, să supraviețuiesc și no. Am bine, am eu așa o idee și zic, hai să împărtășesc cu voi, că am, dispun de motocultor puternic, de puternic, acum nu e extrem. Da, ei, cu care poți să-ți faci treaba, de 7 cai jumate, Ruris, la care eu n-am avut nici cea mai mică problemă cu el. Deci normal ar trebui să fie bun. Și vreau să intru și pe segmentul ăsta, deși e foarte greu acum pe criza asta și mai ales în România și într-un oraș relativ mic. După cum știm, e cam greu, într-adevăr. După cum știm că e treaba și cu COVID-ul. Hai că o să pun asta așa să povestesc cu voi. Mă bate soarele direct în lentil. E cam greu.
E relativ simplu, hai că o să mut mașina așa într-o parte unde să nu bată soarele. Fix pe cameră. Numai trebuie să încercăm să facem treaba, adică nu avem un control. Am pus anunțuri. O să spun și la cunoscut, o să pun și pliante. Că nu am ce face, adică nu că nu am ce face, dar ce să aștept? Să vină unul să zică, mă, hai că îți dau eu bani? Sau ce să aștept? După cum bine știm, nu te ajută nimeni. Nici statul, nici... Nimeni nu-i dornic sau... nerăbdător să te ajute. Gen, trebuie să te ajuți tu singur, să-ți găsești tu singur idei și m-am gândit, bă, zic, hai să fac niște cărți de vizită, să mai zic la unul, la altul care au grădini. Nu știu dacă după Matiz se poate pune cărlig, nu știu. Ar trebui și o remorcuță așa micuță, vreo 500 de kg să fie așa, știi, un pic mai mare, să pot să pun și motocultorul și sculele aferente. Și când am comenzi să nu mai pornesc camioneta. Angajez un băiat cu motocultor și comenzi luate și lucrat și comenzi luate în avans. Iau azi o grădină, să zicem, ca să dau trei ture de la 7 la 12, am gata trei ture de grădină medie, că merge repede cu motocultorul, dacă știi să lucrezi pe el. Și dacă mai pot de la 12 la 5, fac și altă grădină. Normal, toate chestiile astea trebuie luate în avans și făcute ca lumea, să fie ok, să fie tot în ordine. Da. Treaba asta mai grea un pic. Da, mi-e ciudă că n-am găsit alamă de încărcat, mă. Încărcătorul ăla. Ah, dar stai că mă vine mie o idee. Eu am sursa aia ce se conectează în portbagaj. La curent. Și pot să stau cu camera pornită cam cât vreau eu. Dacă nu exact cât vreau eu. Ia, hai să vă duc aici în vorba, dar v-am zis că nu am făcut eu degeaba invenția aia românească. Invenția asta românească cu încărcarea. Și atunci mai putem vorbi cât vrem, numai n-am un scăunuț. Știi? Ia, vedem. USB. Să bag acolo. Și se bagă în cameră. Pe când să mă lase camera, mai avea un sfert de baterie. Avem din nou baterie. Dar problema e că nu-i poziția la camera cum ar trebui. Nu e poziția la camera cum ar trebui, dar poziția rău așa cumva. Și acum putem vorbi cât vrem. Nu mă văd eu neapărat, dar cam ăsta ar fi planul. Planul ar fi cam ăsta. Și sper să reușesc să-l și fac cum vreau eu planul. Pentru că știm că de multe ori ceea ce vrei tu sau ceea ce e pe hârtie, ceea ce potrivește cu ceea ce este în realitate. Nu prea.
Bine că nu-i problemă, nu mă zic așa să fie șters. Deci planul nu prea iese pe hârtie, sau nu-i niciodată cum e pe hârtie în realitate. De-aia se zice pe-n popor, nu-ți fă planul ca țiganul. În ghilimele, că nu e vorba de țigani aici, e vorba așa, bă, plănuiești tu așa, 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 așa. Și când ajungi acolo, ba, în loc de o grădină de 10-15 ari, e una de 50. Și apoi omul vrea să-i faci cu motocultorul, păi n-ai cum, nu? Eu am auzit destule povești din astea, când au zis, bă, nu, mă, nu e atât de mult, stai liniștit, e... de exemplu, la Arad, știi? Vrăjală. Bă, nu e atât, e 40 de ani, când colo e Arad, sau e o discuție, sau e să mână 60. Sau, mă, nu-ți fă grijă, că nu e un hectar, e 60 de ani, 70 de ani. Când colo a fost un hectar și un hectar jumate sau un hectar 200. Na, s-a întâmplat, au profitat de astea care nu știu. Și au zis, bă, nu-ți fă grijă, mă, că nu e atâta, mă, nu ai de ar atâta, ai 50 de ari, el era 70 sau ai 70 și era un hectar sau din astea. Așa și cu grădinile, bine, grădinile sunt cu metri pătrați, să zicem 200 de metri pătrați, 100, 300, 500, știi? Nu, mana, asta o vedea ce-o fi dacă o reuși. Eu aș vrea, numai... Nu se știe, că am vrut să-mi fac anul trecut cabana acolo, în partea aia. Unde-i golul ăla, unde-i pomul așa. Bă, și nu am făcut-o, că aici am avut înainte gard. O rup gardul. Intră cu oile pe aici, cu tupeu, peste tot, le duce la baltă. Bă, bă, prietene, stai un pic. Dacă eu aș avea oi și le-aș duce la tine la baltă, așa, ca fapt divers. Pe ce aici? Mă, dar tu ce cauți cu alea aici? Vezi? Vede că nu zici nimic, vede că ești prost, adică ești prost. Ești bun, ce? Aia e prost, dar dracu, mă. Acum mă bucur într-un fel că e Arad acolo în partea aia. Ca să văd acolo. De fapt ați văzut voi. E Arad așa în partea aia, pe câmp. Că nu mai poate intra așa ușor. Că mi intrau aici, frate, și stăteau la pescuit. Eu am băgat pește în baltă, știi? Am băgat vreo 3-400 de chile în baltă cu vreo 4-5 ani. Și în loc să se mulțească, ăștia scotea. Și nu numai așa, ce erau mai mari, ca palma, așa. Luau băieții. La mine am întrebat, mă, dar zic, așa un pic de bun simț de asta, mă, zic, cum stai și asta? A, păi nu, zice că nu venim numai așa ziua când asta, când avem liber și zice, nu luăm tot, numai cei mai mare. Exact. Numai cei mai mare. Și pomii ăștia, aici am avut pusă cătin, am avut pus tot. A venit un prost cu coasa, i-am dat eu voie, știi? I-am zis, bă, vezi că am niște rânduri de cătine, zic. Bine, care oricum nu erau îngrijite, dar erau acolo și ele, știi, ca fapt divers, așa, ca să zic. Și zic, bă, să nu le rupi, să le tai. Nu, 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 erau pe aici, așa, pe-ntre pomi. Nu, zice, nu le tai. Nu mai am niciunul. Și ăștia s-au afectat și aici am lăsat o baltă, că am pus vreo 50-60 de pomi fructiferi și cai și prunci și tot felul de ăsta, cireș, cred că am avut. Și apoi nu, mi-au furat după vreo două luni. Și ce nu le-a trebuit, că ăștia nu i-au cunoscut ce îs. Știi? Ce nu le-a trebuit, i-au lăsat aici. Și apoi ăștia sunt bolnavi, s-au afectat. De aia nici nu au producție, încă cresc, dar... Nu pot să apăs pe buton. Salutare, dragii mei, aveam o problemă cu butonul aici și vorbeam eu cu butonul. O să merem un pic la crucea lui Bocu în Lipova. Facem o plimbărică până acolo. O să vedem dacă putem urca cu matizul.
pentru că înainte era o mică porțiune unde era destul de rău, salut. Era destul de rău. Și ce se miră, bă, cum de umblă asta cu matiză, știi, că eu nu prea umblam gen cu matiză, știi? Și unii se bucură, adică cred că, bă, am fi dat ăsta drept, o sărăcie sau ceva de s-a întâmplat să umble cu matiză, știi? Gen, umblu că e o mașină mică și practică, care are destulă forță să-și facă treaba cum trebuie. Dacă asta în cazul în care, dacă nu vrei să cari șei cu piatră și cu alte combinații. Mă, numai BMW-uri sunt pe ulița asta. Tot felul de BMW-uri s-au răsărit o uliță. Tot felul de persoane dubioase sunt pe această uliță. Dar nu le trebuie alte experimente, că aici o văd cu asfaltat. Că nu era asfaltat, știu foarte bine, aici era dezastru. Aici stătea un prieten ce lucra acolo la o benzinărie, pe strada asta. Mie îmi place că ori făcut-o până sus, frate, făcut șanț. Bineînțeles, în șanț îi plin de cauciucuri, că mă gândesc că careva au avut ideea să le dea drumul de sus în jos, pavale, să vadă până unde merg și nu merg mult. Na bun, primul viraj era aici, la stânga. Acum să vedem ce e aici, ce avem noi aici. Avem un grup de copii care se joacă. Și nu înțeleg de ce nu s-ar trage la o parte când ar vedea o mașină. Mai avem, ce mai avem aici? Avem aici o fermă, mă. Ce e asta aici? E fermă, dar eu vreau să ajung la crucea lui Bobo. S-o fermălit și aici, gata. S-o cumpărat terenul. Adică n-am mai făcut pe dealuri, sper să nu deranjez pe vreun proprietar recalcitrant. Că ăsta era drumul original. Înțelegi? Spre crucea lui Bob. Nu te schimbări, dar n-am mai fost pe aici de o grămadă de vreme. Trebuie să mai ies, bă, în lume, frate, că de vreo 3 ani, 4, de la lucru și acasă, la lucru și acasă, muncă și acasă, acasă și acasă. Sperie treaba asta că pe aici pe sus tot drumul care ajungea la crucea lui Bocu s-a îngrădit atâta teren cu sârmă din asta de electrică și cum să vă spun eu, și sârmă electrică și n-ai, adică înainte luai așa pe câmp, pac, în Foloș. Aia e crucea lui Bocu acolo, nu știu dacă o vedeți voi, o să se vadă imediat. Hai că-i dau a doua așa la relantiu. Da, de-aia mi-era teamă, știi, să nu-ți mai dau de vreunul recalcitrant, așa nervos, știi, enervat pe lumea asta, știi? Zic că, bă, tu ce mai cauți pe aici, știi? Bă, prietene, eu cu 5 ani când am fost ultima oară, adică nu era nimeni, știi? Ce să caut? Mă duc la crucea lui Bob, că dar n-am venit la tine la fermă, știi? Amara. De-aia nu vreau să nu zic nimic. O să vedem, avem niște material acolo depozitat. Frumos, elegant. Mulți paleți, mulți ăsta, să văd așa, cum e fi fermă asta, că eu chiar mă... Adică, genul e fermă sau ce e? Paleți, cauciucuri. Ce, au luat și terenul ăsta de aici? Nu știu că se poate cumpăra dealuri, că îmi cumpăra în jocul 2-3 dealuri. Ce?
Băi, e fain când e bine, știi, super și mai chiar de treaba. Asta e crucea lui Bocu, dragi prieteni. Ea este seara, noaptea iluminată. După cum se poate vedea, are fire de curent trase. Până sus la ea aici. Nu știu ce mai rămas din ea. Așa că o să ne oprim aici. O să ne oprim aici frumos așa, strângem becul, strângem farul, strângem tot. Sper că nu o să vină nimeni să ne facă o surpriză neplăcută, gen, știți voi. Vedește, bă, tu ce cauți aici? Bă, tu știi că e a meu? Bă, tu știi că asta n-are cum să fie a ta, știi? Dar să... uimit. Uimit că dita mai fermă. Dita mai înconjurată cu tot felul. Aici, după cum se poate vedea, erau ceva bănci. Erau ceva băncuțe, ceva, nu știu ce. Cred că asta vrea să fie masă. Dar pe aici vă dați seama că vin tot felul de oameni, bineînțeles, gunoaiele sunt nelipsite din peisaj. Și aici, normal, alea sunt niște becuri cu LED de instalație imense. E cam așa se vede că ar fi. Genus, sunt cam atât așa de lungi. Aici cred că trebuia să fie placa, să scrie aici e crucea lui cutare, cutare, așa, așa, așa. În schimb, îți numai nume, pe jos, pâncimentul proaspăt, când a fost turnată, love, hota, sipa, iho plus a, sisi, misi, tot felul de inițiale. Și focuri făcute pe acolo. Aici mă gândesc că mai era ceva. Și aici altceva. Cam asta e crucea lui Bocu din Lipova. Sau ce-a mai rămas din ea. Mai multe nu pot să vă filmez pentru că nu prea am ce decât așa peisajul. Acolo am fost noi tura trecută când am filmat pe dealul alt la releu. Mai multe nu pot să vă arăt că nici baterie multă nu am, nici nu prea am ce să vă arăt. O să trebuiască să mă întorc înapoi înainte să rămân fără baterie, să ajung înapoi la baza dealului pe unde am urcat pe noi. Coasta aia. Și după cum bine știți, oameni se mai plimbă și cu câini pe aici dezlegați. Nu contează că ar fi alți oameni, nu contează că ăsta, deși unii cred că nu-i loc public, nu-i loc public. Adică pe drumul spre urcare n-ai nicio interdicție, nu-ți interzice nimeni și nimic să urci. Dar ăla vine cu dulău și dulău, bineînțeles, calea e la casă. S-au gândit că poate am plecat că am văzut câinile, dar nu, că am plecat că am gătat, nu mai avem ce vedea. Cam atâta pe ziua de azi, dragi prieteni, o să ne auzim tura următoare. Am vrut să îmi iau inima în dinți să fac un off-road pe aici, la dreapta, pe drumul ăsta în jos, dar nu cred că matizul e pregătit pentru așa ceva încă. Deși e o cale îngustă, cred că a fost ceva pentru tractoare. Și cine știe pe unde mai coborâm. Și acum o să mergem frumos înapoi. Am
faptul că am făcut deja 20 de kilometri. Așa, lejer. O să trebuiască să verific plafoniera, să văd de ce nu mi se pare mie că nu stă la locul ei, o picat de acolo, s-a întâmplat ceva sau s-a tras cartonul ăsta de s-a încârnit, dar cred că mai degrabă o picat de la locul ei. Și da, n-am reușit să iau camera aia cu 5 baterii, am luat-o pe asta cu o baterie la mine. O să încerc să mai cumpăr baterii la camera cealaltă, că se găsesc destul de ușor. Nu știu dacă mai am becul aici. Mai am becul, dar mai am și un băgat de plastic până interior, ca aia se aude. Și văd că mai sunt oameni, cred, care își duc copiii. Deci nu știu dacă nu e cea fermă de vaci. A, nu știu, eu nu mă bag, nu știu ce îi. Nici nu prea mă interesează, sincer să fiu, ce îi aia lui. Da, au ieșit cu copii, cred că ceva, cu familie, ceva oameni. Aici o să trebuiască să am grijă că iară-i grupul ăla de copii, care, după cum bine ați văzut, nu prea are treabă dacă vine vreo mașină 257. O să aștept că văd că urcă un copil, o să reduc un pic mai încet viteza de deplasare ca să poată să mă vadă și să urce, că văd că acolo sunt foarte, foarte mulți focăiți în capătul ăla de drum. O fi ferma lor, nu știu, nu mă bag. Doar că la vârsta asta n-ar trebui lăsați nesupravegheați copiii, pentru că fiind foarte mici, fiind animale în zonă. Uite un plug PP4 care stă să ruginească. Fiind animale prin zonă și alte cele, nu ar trebui lăsați nesupravegheați, părerea mea. Am dat a doua la coborâre. Asta o să mergem acasă, să edităm videourile și să le punem pe YouTube. Cel puțin unul se încarcă deja de ceva vreme de pe telefonul meu. Aici, ca de obicei, ăsta așa are casa de când nu știu eu. Da, s-a uitat cine are. El nu-i de fapt. Asta și-a lăsat beculețele aprinse la BMW, Angel Eyes-urile. Tot mai multă lume crede sau trăiește cu impresia că dacă ai o mașină mică, gen Clio, Opel Corsa, nu știu, Skoda, Fabia, nu știu câte exemple să vă dau acum, vă dau așa vreo 3, 4, 5 exemple. Ar trebui să-ți fie rușine să umbli cu ea în oraș. Păi, mașinile mici nu sunt făcute să umblăm cu ele în oraș. Gen Corsa, Skoda, inclusiv Matiz-ul, mai multe modele, că numai Skoda, Matiz și ăsta au, și Opel au. Citroen, nu Citroen, ba, și Citroen are, și Renault are, și Mercedes are, Audi are, deci toate firmele producătoare de mașini au câte o mașină pentru mers în oraș. Făcută Ford, toate mașinile. Dar să zicem așa, au câte o mașină de